Flăcările ce au cuprins casa familiei Vlădoiu s-au extins rapid. Oamenii au ieșit în stradă de teamă că focul le va cuprinde casele. Când am ieșit am țipat, altceva n-am putut face, că nu știam ce să facem noi. Până au venit pompierii s-a aprins bine. A fost frică că se extinde? Foarte rău mult, pentru că săreau scânteile așa de sus de peste noi. Vecinii țipau toți, vă dați seama cum e să vezi scânteile mari deasupra ta. La început nu au fost mari, dar s-au extins extraordinar de repede. Familia din Târgu Jiu făcuse rate pentru a termina lucrările la casă. Au rămas fără casă acum de sărbători. Da, așa au rate sărace. Pompierii au luptat aproape o oră cu flăcările, reușind cu greu să le stingă. Incendiul a fost de proporții și a necesitat solicitarea a 3 autospeciale de stins incendiu cu apă și spumă. Pompierii au reușit să salveze mai mult de jumătate din bunurile familiei Vlădoiu.